Mare lucru e să plouă și să nu te plouă. Înțelegi? Mamă, începe să arate a construcției aici. Ce am realizat eu? Deci de aici, dacă te uiți, așa, dacă te uiți, e o construcție. E o construcție. Care nu te mai plouă când plouă. Mam. Am și cu băiatul de dimineață înainte de școală. E un parc aici, lângă școală, și ne-am oprit să ne jucăm. Dar uitați-vă un pic acolo, între mașini, vedeți Volvo ăla, da? Cât de nenorocit să fii și de ignorant să parchezi mașina aia acolo, în loc să lași loc să parcheze și altul, să parchezi tu în mijloc ca să nu mai intre și altă mașină în față sau în spate. Cât de nenorocit să fii. Eu nu suport oamenii ăștia care sunt așa ignoranți, nu le pasă de nimic din jurul lor, nu interesează. Da. Vin mai devreme ca să prind loc de parcare. O las pe Elena la muncă și pe aia am timp. Mai am timp o jumătate de oră până nu trebuie băiatul la școală. Și nu vrea să stăm în mașină, vrea să joace. Și zic, hai că e parcul ăla în spatele școlii, să mergem. De-aia în fața asta. E de vreme. Și după cum vedeți, singurul copil care face treaba asta. Cred că o să-l dăm la fotbal sau la ceva ca să-și consume energia. Chiar și așa, ieri el a lăsat somnul în mașină pe drum. Când veneam de la biserică la ora, cred că era 7. De la 7 seara doarme. A dormit până la 7 și tot ar mai fi dormit. Acum să vă explic și vouă ce fac aici. Avem o bară de metal și încercăm să o prindem pe lemn, pentru că lemnul ăsta o să fie prins, pe lemnul ăsta o să fie prins acoperișul. Acoperișul ăla de acolo. Plăcile alea transparente. Alea nu vreau să le dau direct în tablă și oricum ar fi, trebuie și mai multe traverse de-astea, că nu pot să pun așa de rar. Dar haideți să vedeți cum le prind. Cum prinzi lemn pe... Abia vă arăt. Cam aici pe scară. Ce caute aici, mă? Asta e prost, cu eu pot să-l bați înapoi. Șurubul nu prea. Am păcălit. Așa. Ma să revenim. Așa. Să vedem cât e acolo. 80. Da, 80 l-am pus. O să luăm la 80. Ce ar trebui să vină pe aici. Problema e că mi-a alunecat șurubul și atunci să-i dau. Așa. După care dată gaură. Așa. Dacă te-ai întrebat de ce nu dau direct din lemn,
Este pentru că atunci când ajunge spiralul aici, începe să se se ducă prea mult în lemn și strică lemnul și atunci faci așa prima dată. Căutăm unde e gaura. Atât. Să nu strică în lemnul, înțelegeți voi? Cam așa. Așa vine până acum. Și o să mai pun una pe mijloc, o țeavă de asta de metal, să avem mai multă rezistență, pentru că mi se pare că e cam larg spațiul ăsta și lemnele astea nu sunt chiar așa groase. Dar folosesc și eu ce am. Deci să nu vă gândiți că m-am calculat eu să vin așa, pur și simplu, în timp ce am construit, mi-a venit în cap. Hai să tai aia, hai să o pun acolo. Deci toată, să faci planul într-un fel și ți iese altfel. Exemplu, astea două, dacă vă întrebați ce e cu ele, de ce le-am pus așa, de ce nu e în centru, că se vede că e. Aici o să vină un aparat, pentru că asta e un gym, da? E o sală de sport. Și eu am un aparat pe care trebuie să-l pun acolo. Și am măsurat. Deci o să trească să fie prins în două lemne solide, ca să zic așa. Și astea sunt cele mai groase pe care le am. Sunt mai late așa. Deci acolo o să vină un aparat. Acum cu țeava asta nu e ea perfect dreaptă. Am încercat eu să o îndrept cât am putut. I-am păstrat tabla aia
care a fost la gard, partea de jos, s-o prind ca lumea. Acum zic că are altfel rezistența, știi? Și după ce pun țeava, poate o prind, o mai prind aici încă o dată. Vedem, vedem. Mare lucru e să plouă și să nu te plouă. Înțelegi? Deci, nu trebuie să mă duc prea mult peste vecinul ăsta. Așa. Aveam niște găuri date pe aici. Și am vrut să vin cu ea direct pe asta, dar nu. Că mă încurc altă treabă. Că vreau să cadă placa asta. Să cadă pe lemn acolo. După aia să iasă un pic în afară, suprapusă. Da. Nu știu cum să fac când ajung aici la asta, la copacul ăsta. Copacul cu frunze verzi. Nu cu flori. Mamă, începe să arate a construcției aici. Ce am realizat eu? Deci de aici, dacă te uiți, așa, dacă te uiți, e o construcție. E o construcție. Care nu te mai plouă, când plouă. Mamă. Să vă zic că am stricat un video întreg. În loc să filmez normal, am filmat pe rapid și ați văzut ce s-a filmat. Eu acolo vorbeam, explicam și n-ați văzut nimica pentru că a fost dat pe rapid. Din păcate, când se întâmplă treaba asta, n-ai ce să-i faci pentru că n-are sunet video. Ce vreau să vă zic este că m-am parcat aici, asta era locul meu secret, special, sunt la McDonald's. Am și o comandă, nu o să pot să stau mult de vorbă, trebuie să mă s-o iau. Și vă povesteam ce, hai că iau comanda și vă povestesc după aia. Așa, am primit o comandă de la 2 minute de aici. Ce vă povesteam eu și n-am apucat pentru că am stricat video-ul, că l-am dat rapid din greșeală. Vă povesteam că a început să-mi placă locul ăsta de muncă, cu toate că nu o să am concediu plătit. Nu o să am taxele plătite, trebuie să-mi plătesc taxele, trebuie să-mi bag benzină, trebuie să-mi plătesc asigurarea, mai plătesc încă o asigurare de mâncare la Zergo, cum v-am zis. Apropo, vă las în descriere un link, cine vrea să-și facă asigurare de asta la Zergo. Cum fac eu acum? Cine vrea să-și facă asigurare de asta la Zergo și să nu-și bată capul prea tare, las un link în descriere. Și primești și 10 lire dacă îți faci, dacă folosești acel cod de reducere. Unde vine, mă, poliția? Poliția. Și ziceam că nu, deci nu ești plătit, nu ai salariu plătit. Știu doar că cine are copil, deci în familie, dacă se naște un copil, parcă îți dă vreo 900 de lire Uber, nu știu sigur, vă interesați. Ceea ce e ok, dar nu ai concediu plătit, cum am zis, îți plătești singur taxele, îți bagi benzină, plătești asigurarea Zergo, plătești asigurarea mașinii, una peste alta, nu te îmbogățești din Uber, dar dacă ai al doilea servici, să zicem, ai dimineața de muncă, poți să ieși seara cu asta. N-ai ce faci, ești plictisit acasă, să ieși. N-ai cum e situația mea în care eu n-am ce să fac, eu trebuie să fac treaba asta pentru că n-are cine să ia copilul și să-l ducă la școală, v-am mai explicat, nu vă mai explic de 7 ori. Și dar totuși, eu văd partea plină a paharului, mie îmi place.
Pentru că mă duceam la rulote acolo, la un moment dat mă cocoșa. Era soare, ploua, era, toată era frig, trebuia să muncesc afară. Și acolo erau părți bune, că nu lucrai cu omul, nu era mare stres, nu era mare vrăjeală, dar... cum să zic, mi se luase, să fiu sincer, și nici n-aș vrea... Nici n-aș vrea acum să... Mă duc să lucrez într-o fabrică închisă acolo pentru bani. Așa am dimineața liberă, mai stau și cu familia. Deci, eu nu știu, eu găsesc în toate. Haideți să vă arăt și un pic așa pe unde merg. Las cât de frumos e cu copaci ăștia pe aici. Deci, să nu uitați de baterie externă. Dacă vă apucați de delivery, să aveți o baterie externă la voi sau un încărcător de mașină, pentru că dacă stai 8 ore la muncă cu aplicația pornită, GPS-ul pornit, ți se duce bateria cu siguranță. Da, ce să spun, e, ai și zile bune, ai și zile mai puțin bune, dar când ajungi la nivelul ăla de relaxare în care cunoști cât de cât orașul și cunoști restaurantele și când primești o adresă, știi unde te duci și știi pe unde să stai, știi pe unde zilele, faci banii ăștia mult mai repede. Deci credeți-mă că faci mult mai repede. Acum depinde și de oraș. Nu știu dacă vă uitați vreunul din Lincoln la vlogurile mele. Dacă sunteți vreunul din Lincoln, vreau să mă criticați, să-mi spuneți ce greșesc sau pe unde sunt. Caraset says, meet at door. Ok, să mă opresc un pic aici. Uitați-vă cât de frumos e aici. E un sens de ăsta giratoriu. Un cerc așa. Toate casele au gazon în față, gazon, gardiu în față, parcare, și ai gen parculețul ăsta așa mic. Super tare. Și aici la fel. Uite cât de frumos se vede șoseaua asta. Parcă avem și noi pe la Arcul de Triunf pe acolo. Ceva bine, mai mare, dacă ai idee. Așa, și acum am lăsat la ușă la client Marfa. Am 22-24 de lire până acum. Într-o oră, oră și un pic. Deci asta spun, nu am șef în spate care să mă verifice. Dacă ar fi fost mai și alte locuri de muncă, să fie așa. Bă, câte ore poți să vii? Atât. Da, bine, că presupun că treaba asta ar merge numai la locuri mari, să bag eu McDonald's-ul. Deci poți să bagi acum pe aplicație McDonald's-ul la care am fost și dau navigate și îmi dă 3 minute și mă întorc înapoi. Asta spuneam, dacă înveți locurile, dacă înveți locurile de muncă, locurile unde se fac comenzi frumoase, nu rămâi acolo unde te-a trimis. Te duci unde sunt, ce zonă sunt aici? Sectorul 1. Ce am în sectorul 1? Am McDonald's-ul care merge cel mai bine. Mă duc acolo. Am și un KFC. KFC-ul nu merge așa bine. Stai între ele, stai cât mai aproape, pentru că ei cred că pe aplicație acolo se uită să vadă ce șoferi au pe zonă, știi? Și te trimite pe tine dacă ești aproape. Dar dacă tu te-ai dus la capătul orașului și ai rămas acolo, stai seama că nu o să-ți dea ție comandă când are un Uber lângă McDonald's în parcare. Nici să stai numai în parcare la McDonald's nu merită, pentru că sunt ore la care nu merge așa bine. Da. Ce spuneți despre un Q&A? Dacă știți ce e ăla. Dacă nu știți ce e ăla, este un video în care vă răspund la tot ce întrebări puneți voi. Deci, să zicem, în clipul ăsta, îmi lăsați în comentarii orice întrebare legată de Uber, legată de construcția casei, legată de planurile cu firma de curățenie, orice întrebare puneți acolo și în clipul care urmează, în clipul următor, o să vă răspund la ele. Nu uitați de comentarii. Dacă vă apar comentarii
vă apare cam comentariile blocate. Nu știu de ce, presupun că din cauza că apare Alex. Și am înțeles că acolo unde apar copii îți blochează, dintr-un motiv necunoscut de mine, îți blochează comentariile. Le-am lăsat mail, acum să vedem dacă se mai opresc să facă treaba asta. Am vorbit cu un robot ăsta de la YouTube și le-am cerut să nu mai oprească comentariile pentru că nu fac conținut pentru copii. În alte ordine de idei, subscribe nu este la fel ca și membership. Membership-ul e plătești dacă vrei să vezi vlogurile mai devreme, o să facem niște live-uri numai pentru membri, o să fie niște clipuri care o să apară doar pentru membri și așa mai departe. Dar toți veți vedea la un moment dat clipurile și când le vedeți mai târziu, asta e partea a doua. Așa, dați comentarii, dați un like măcar. Dacă nu un share pe Facebook, dacă cer prea mult pentru un share pe Facebook, măcar un comentariu, un like, pentru că astea, ați văzut, toți youtuberii fac la fel. Fără aceste treburi, nu crește canalul de YouTube. Așa, acum am pus în parcare, tot la McDonald's, și aștept aici să-mi dea comenzi. Și acum, uite, să n-ai șef în spate, să nu ai tu pe cineva în spate să stea să te streseze. Cât de șmecher poate să fie jobul ăsta? Dacă era o liră în plus, deci dacă dădea o liră în plus, să vă dau un exemplu, sâmbăta, vinerea, sâmbăta, duminica, cred, unde îți spune ei când să ieși. Dacă ești, de exemplu, la ora 6, așa a fost sâmbătă trecută, îți dă o liră în plus la fiecare cursă. Deci, dacă ai făcut 10 curse, ai 10 lire în plus. Și tu, în ziua respectivă, dacă ai făcut 90 de lire, ți-au dat o 10 lire, ai făcut 100. Plus tipsul, poți să faci 105 lire numai din ăsta, din bonusul ăsta și din tips. Sunt curios cum o să fie de sărbători. O să ies și eu în perioada aia atunci. Nu o să stau numai acasă. Asta e chestia cu delivery. Îmi pare rău că nu sunt și la alte locuri de muncă. Zicem o fabrică. Bă, vii, ți-ai făcut o anumită producție, ai plecat. Poate că e greu să managerezi așa ceva. Poate trebuie să fie omul să stea acolo la linie, să... Nu știu exact. Așa. Da, deci lăsați comentarii. Lăsați în comentarii și o să vă răspund la întrebări cu video. Deci în video care urmează o să vă răspund la întrebări. Da, deci altceva ce să vă mai zic e că îmi stă capul numai la casă. Deci nu știu cum să zic, dar nu-mi arde să fac bani, să stau așa mult să fac bani, din cauza că mă gândesc numai la casă. Mai am de cumpărat niște căprior, mai am de cumpărat niște lemn, niște, cum le spune, la alea după acoperiș și de fibră de sticlă. Că nu vine decât în engleză, să zic. Acum trebuia să mă întâlnesc cu Abilaș, să vină și să meargă cu mine o zi la delivery sau să mă ajute acasă pe acolo, n-a fost nevoie. Mâine o să vină Marius să ia gunoiul iar, să vedem dacă poate să-l ia pe tot și dacă se eliberează gunoiul acolo, o să pot să nivelez și să pregătesc toată. Deci săptămâna asta s-ar putea să termină construcția, baraca asta care o fac eu acolo, și până la sfârșitul săptămânii să vedem dacă reușesc să iau o betonieră și să și torn betonul până la sfârșitul săptămânii, să termin sala. Și de asta nu pot să stau, să ies așa mult la delivery, pentru că numai acolo așa. De dimineață mă gândeam să mă duc la delivery, să fac la casă, când am văzut că ești un pic soarele, gata. Când au venit perioadele alea în care plouă, chiar n-am ce să fac decât delivery. Da, nu știu, n-ați mai scris și voi nimic în comentarii despre acest canal de YouTube. Ce vă place? Vă plac vlogurile cu Uber-ul? Vă plac vlogurile cu casa? Ce vă place la acest canal de YouTube? Și da, o să-l vedeți pe Abilaș cât de curând, pentru că v-am zis că și-a luat viza și a zis că vrea să-mi arate viza. Am fost primul pe care m-a sunat și... Trebuia să ne vedem astăzi, cred că s-a trezit târziu. O să ne vedem săptămâna asta cu el. Da. Vă las și că nu vreau să mă plictisesc prea tare.